Fenomenul avocaturii legale în România și-a făcut simțită prezența și în județul nostru. Decanul Baroului Alba, avocat Ioan Rus, a precizat că s-au înregistrat 4 astfel de cazuri în care avocați falși au pledat în fața instanței. În România se manifestă în prezent un fenomen extrem de periculos pentru justiție, pentru drepturile justițiabililor și pentru prestigiul avocaturii, afirmă decanul Baroului Alba, avocatul Ioan Rus. Potrivit acestuia, este vorba de înființarea și funcționarea unor structuri de exercitare a profesiei de avocat ilegale și paralele ordinului legal unic al avocaților din România. Din păcate, există și concurență neloială. Unele persoane care practică așa zis avocatură clandestină, sub forma obținerii unor procuri judiciare cu care se prezintă și asistă sau uneori reprezintă părți în proces, dar și alte forme de organizare cu încălcarea legii 51 din 1995, organizarea și exercitarea profesiei de avocat, în fața instanței trebuie să fie reprezentanți care lucrează potrivit legii. Te duci în fața instanței, presupune că avem un judecător, un procuror și un avocat care funcționează potrivit legii, nu este infractor. Pentru că o persoană care exercită profesia de avocat, fără a fi membru al UNBR, fără a fi membru al unui barou din România organizat potrivit legii 51, exercită o profesie fără autorizație, spun, este infracțiune. Ce consecințe presupun astfel de activități potrivit noului cod de procedură civilă, precizează avocatul Gheorghe Florea, președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România, prezent la Alba Iulia la sfârșitul săptămânii trecute, cu ocazia conferinței organizate de Baroul Alba pe tema reglementărilor aduse de noul cod de procedură civilă. În noul cod de procedură civilă, actul care este întocmit de un om care nu are calitatea de avocat legal dobândită este nul. Cu alte cuvinte, n-are nicio vină cetățeanul care e captiv. E foarte greu să distingă, dat fiind faptul că nimeni nu umblă în cetate, adică pe străzi, strigând în gura mare, eu sunt avocatul care funcționez potrivit legii și alții nu sunt avocați care funcționează potrivit legii. Avocatura ilegală a pătruns și în județul nostru, informează decanul Baroului Alba. Noi am adresat scrisori instanțelor de judecată și am indicat persoane care funcționează sau practică avocatura clandestină la anumite instanțe, iar instanțele au luat măsuri, i-au legitimat și nu le-a mai permis să acorde asistență judecătorilor. Adică au aplicat legea. Au aplicat legea. În orice caz, atenția noastră este în continuare îndreptată spre asemenea cazuri. Toți colegii avocați de la instanțele care sunt în județ ne informează și vom fi foarte fermi în această privință, pentru că este vorba de, până la urmă, de apărat cetățeanul, de asemenea indivizi, fiindcă, așa cum spunea domnul președinte, cazurile acestea conduc la constatarea nulității actelor. În context, avocatul Ion Rus consideră că se impune cercetarea cadrului normativ și jurisprudențial național și internațional, precum și a doctrinei române și străine, pentru a demonstra legalitatea, continuitatea și unicitatea ordinului profesional al avocaților din România.